merge la fețe. Nu te dai uitați. E mega normal. Membră scal. Îi te dă normal. De alta. Așa. Ciorbăl Brașov. Ciorbăl 2012. Un hotel pe care eu personal l-am văzut, care are un PR și un departament de vânzări de excepție. Ioana Dobrescu a învățat meseria la ANAP și n-a dat să nu fie bună din punct de vedere al vânzărilor. Cine trece prin ANAP e the best. O investiție, cred că de 18 milioane de euro, dar îmi doresc din toată inima să o scoateți. La un moment dat, să o scoateți din business. Dar vă pot spune că este un hotel în care atenția pentru detalii este așa cum ar trebui să fie în toate hotelurile din România. Într-adevăr, atenție pentru detalii. Arhitectură, materiale, tehnică deosebită și cred că veți contribui la creșterea numărului de nou născuți în România, deoarece aveți acele băi transparente care fac periciu oricărei vizite la hotelul vostru. Mulțumim, dragă, și te așteptăm să revii. În primul rând, nu contează suma, este o investiție curajoasă. Lumina reflectoarelor nu ar fi trebuit să fie tratate asupra mea, ci asupra mesei numărul 10. Bravo, Cronwell! Felicitări și mulțumim că ați venit în urmă. Un produs exclusivist, operat sub un brand propriu de această dată. Suntem onorați că am fost nominalizați alături de branduri internaționale. Mulțumim juriului, mulțumim pentru vot, mulțumim celor care ne-au votat și mulțumim echipei. Un produs, o investiție nouă, îți oferă putere, energie, dar în primul rând încredere. Și acesta este motivul pentru care putem oferi acel zâmbet sincer fiecărui turist care ne trece pragul. Sunt emoționată, chiar sunt. Este ultima categorie și am așteptat cu nerăbdare decernarea acestui premiu. Vă așteptăm cu drag la Cromwell să ne treceți pragul. Este un eveniment business interesant. Targetăm și brașoveni, nu numai turiștii. Mă bucur să văd în număr mare parteneri de business, agențiile de turism. Le salut și vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Și mulțumesc, nu în ultimul rând, presei de turism, care ne-a susținut încă din primul moment, în momentul în care am deschis larg porțile. Life in style, pleasure for business, este sloganul nostru. Vă așteptăm la Brașov și mulțumim! Mulțumesc, Ioana! Vă mulțumesc și toată lumea să cumpărați o idee acolo, de altfel. Dacă l-ați cumpărat și pe la... Da, și faceți terenuri de tenis și piscina acolo. Eu da? Mai am, vorbim la... Next year! Și mai avem aici pe cineva care dorește să ne spună câteva cuvinte și o facem cu mare drag. Vă mulțumesc frumos tuturor. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au votat. Am fost convinsă că doar votul online contează, dar mă bucur pentru nominalizarea noastră și pentru câștigarea premiului 3 de către Marshall Garden Hotel. Aș dori să-i felicit. În primul rând pe cei care merită acest lucru, pe Daniel Antonescu, proprietarul și managerul acestui hotel, înființat, deschis anul trecut, pe Ana Maria Manță, director de marketing, Cristina Nica, director de evenimente și Simona Stamatov, director hotel. Și pe toți colegii mei de asemenea, să vă spun că mă bucur că am fost nominalizată la cel mai tânăr lider. Mai am multe de învățat. Îi mulțumesc domnului Ion Antonescu pentru ceea ce m-a învățat și pentru ajutorul pe care mi l-a acordat până acum și sper să ne învețe și să ne ajute în continuare să fim și mai buni. Vă mulțumesc mult și tuturor celor de acasă. Vă dați mulțumim și jurilor. Mulțumim și noi și felicitări și dacă tot vorbim de hotelul Marshall, nu pot să nu spun și eu două cuvinte, pentru că am fost și la acest hotel și aici, atenția pentru detalii, este la ea acasă și aici aveți ceva special. Aveți un proprietar, un manager, un antreprenor care are atenție maximă pentru clienții săi. Vine la tine la masă să te întrebe dacă e în regulă și nu cred că o face mai la cei pe care îi cunoaște dintre astea, dar acolo o face
cu inima și cu sufletul. Dar cred că o face pentru fiecare în parte și asta este ceea ce deosebește Hotelul Marshall de toate celelalte. Ion Antonescu, Mareșalul României în turism. Da, și mai avem câteva cuvinte. Dacă tot trebuie să spun ceva, mulțumesc foarte mult, n-ați fost să veniți. Atât vreau să spun. Hotelul Cismigiu este dovada că se poate. Se pot renova clădiri istorice în București, se poate reface istoria unui loc de la care avea date din 1856. Vă invit să vedeți ce înseamnă astăzi Hotelul Cismigiu, o clădire care a stat aproape 20 de ani într-o degricolată totală și acum este o bijuterie a Bucureștiului. Vă mulțumesc foarte mult! Felicitări din toată inima, este categoria la care am pierdut, dacă vreți, din punct de vedere timp cel mai mult, dar cred că am câștigat pentru industria asta cel mai mult. Așa vedem noi seama cei care facem agențiile de turism cât de mici și neimportant suntem, pentru că suntem o mică perică în turismul românesc. Investitorii sunt cei care merită toate aplauzele și haideți să mai aplaudăm o dată, așa cum se cuvine. Ultima categorie. Și, din punctul nostru de vedere, cea mai importantă. Haideți să vedem Hotelul mai întâi nominalizații. ATM Palace Hilton București, Black Tulip Dej, Capital Plaza Hotel București, Caro Park Hotel București, Cismigiu București, Town Plaza București, Double Tree by Hilton Oradea, Epoch București, Golden Tulipana Tower, Sibiu, Grand Hotel Continental București, Hilton din Sibiu, Intercontinental București, Marriott Hotel București, Hotel Cromwell din Brașov, Marshall Garden, Novotel, Fenicia Grand din București, Timișoara, Grand Hotel Traian din Iași, Radisson Blu Hotel din București. Acestea sunt hotelurile care fac cinste turismului românesc. Sunt multe din provincie și ne bucurăm că sunt din ce în ce mai multe și din ce în ce mai bune. Primele 20. Ceea ce vedeți la lista nominalizațiilor sunt selecția primelor 20 de nominalizări făcute de juriu. Îl chem pe domnul Sorin Trocaru de la DAS să ne spună cine este câștigătorul de anul acesta. Dar înainte ne va spune cine a luat premiul 3. Bine ați venit. Bună seara tuturor! Premiul 3 se acord, scuzați. Premiul 3. Premiul 3, Hotelul Anului, Best Hotel of the Year, Sir Place, a little bit emotions. Da, în câteva limbi străine, avem germană, franceză. Do you have some glasses? Mulțumesc. ATN Palace Hilton, București. Locul 3, Hotel of the Year, la Gala Premiilor de Excelență, Evensis 2013. Felicitări! Un hotel de excepție. Felicitări pentru premiul. So, the first prize, sorry, second prize, Hotel of the Year, second prize, is from a nice city, in mountains, Brașov, Cromwell. Haideți veniți toți la masa numărul 10 aici, că meditați. Mai încoace. Haideți toți aici lângă noi, creștem. Echipa Cromwell, locul 2, cel mai bun hotel din România. Și ajungem la the winner of this day. Bravo, Cromwell, felicitări. Hai să mergem noi mai încolo. Așa, ca să aibă loc echipa Cromwell. Aplaudați că merită, sunt bine și înțelegeți. Și locul întâi... N-aveți voie să suflați. Cine a suflat?
afară. Și din juriu. A știut? Nu. Ok. Ok. Hai să vedem. Nu știu nici cine a votat. Marele premiu. Hotel of the Year. Merge la... Când e o priză repetită? Nu știu, de cât de român. Dar scrie în engleză. Da. Da. Nu știu să citesc. G. W. Mayor. Budapest. Și pentru că merită, este hotelul din București cu nume și renume care face cinste turismului românesc. Vă felicităm din toată inima. Best Hotel of the Year. Congratulations. All the best this year. Cred că emoția a fost destul de mare. Nu știau, bineînțeles că vor câștiga. Au așteptat 2 ore. Ca să află dacă locația unde suntem acum este printre finaliști. Felicitări! Mulțumim foarte mult! Într-adevăr, a fost o surpriză deosebită. Chiar mi-este greu acum să-mi stăpânesc emoțiile. Șeful meu a spus, you speak. Deci trebuie să fie. Asta înseamnă să fii șef. Exact. Să delegi. You speak. Delegăm și respectăm. Mulțumim foarte mult! Suntem onorați că am câștigat. Este prima ediție când câștigăm acest premiu. În edițiile anterioare am câștigat convenția anului la categoria evenimente. Mulțumim foarte mult juriului, colegilor noștri din juriu care ne-au votat. Așa cum am spus, noi nu am votat la această categorie. Mulțumim foarte mult publicului care a votat online și în primul rând clienților noștri și mai ales colegilor noștri care sunt mulți dintre ei aici de față și vom duce acest premiu și onoarea de a fi hotelul anului către toți colegii mei într-o zi de mâine. Încă o dată, mii de mulțumiri! Și noi vă mulțumim și vă rugăm să rămâneți aici. I was speechless, therefore I gave the microphone to my colleague, to Meda. I want to thank all of you for participating today. The conference, I think it was a very, very interesting conference. Thank you, Dana and your team, and for choosing us to have all this wonderful team with us today. And we hope to host you next year, same time, next year. Thank you to all my team, everyone here who served us very, very nice. I hope you enjoyed the dinner and enjoy the rest of the evening. Thank you very, very much. Mulțumim, mulțumim și noi! Mulțumim pentru această seară! Mulțumim pentru faptul că existați în turismul românesc și felicitări pentru acest premiu. Vă rugăm să rămâneți deocamdată pe loc. Noi o să facem un pas în față și o să stăm o secundă cu spatele la voi, să nu vă supărați. Să vă spunem că în acest moment se cam încheie această gală. Sunt sigur că am lângă mine pe cineva care a avut emoții, care e foarte obosită, care a fost și foarte stresată pentru că am avut niște probleme cu diverse locuri din vestimentație și care nu se prevăzute, dar așa este. Sper că am făcut față acestei seri, că nu v-am plictisit prea tare. Îi rog pe toți cei care au câștigat premii să vină în față. All the people that have got awards, please come on the stage to take a picture. Mulțumim, am zis. Mulțumim, Dana. Și ultimul cuvânt, evident. Mulțumim tuturor. Sperăm să ne revedem și la anul, cel puțin în aceeași formulă. Noi vă promitem că vom face o următoare ediție. Mulțumim juriului, mulțumim speakerilor, mulțumim tuturor partenerilor, mulțumim DAS România pentru sprijin. Sunt foarte multe lucruri, foarte multe, la putem să ne mulțumim. Mulțumim câștigătorilor, mulțumim publicului și vă dorim o seară frumoasă. La revedere și aici la o poză! Pentru o perfectă organizare din partea publicului, Danei și Evensis, un mic cadou, o junincă din Brașov. Mulțumim frumos! Mulțumim! Cine face?
asta acolo? Oh,